Selecționerul Eduard Iordănescu are întrevederea decisivă cu FRF pentru stabilirea stafului tehnic. Miercuri se va decide, avem o întâlnire cu Edi. Pe lista lui au fost și Teja și Pancu, mai mulți. Se vor decide și preparatorii fizici și analistul video, a anunțat Mihai Stoichiță pentru DigiSport. Refuzat de către Mihai Pintilii, Eduard Iordănescu îl vrea acum secund pe Mihai Teja, în vârstă de 43 de ani, numai că angajarea acestuia este problematică. Pe surse se știe însă faptul că președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, nu prea agrează cooptarea lui Mihai Teja în staful naționalei. Motivul? În anul 2014, când a fost numit selecționer la Naționala de Tineret Under-21, Mihai Teja a plecat după numai o lună la Dinamo. S-au făcut și presiuni ca Mihai să fie lăsat fără să plătească despăgubirile prevăzute în contract. Burleanu nu uită și nu iartă. Mihai Teja a mai fost în discuții să revină la Tineret, dar Burleanu s-a opus. Au dezvăluit surse apropiate Federației Române de Fotbal. Dacă Răzvan Burleanu nu cedează și refuză să îl angajeze pe Mihai Teja, următoarea soluție ar putea fi Gerigane, cel care a mai fost secund la național în mandatul lui Cosmin Condon. În discuții a fost și Vasile Maftei, însă sunt șanse mici ca acesta să accepte.